nu am luat nicio decizie. Vă rog să... Am subliniat și subliniez din nou. Nu trebuie să venim cu anumite informații care nu au altă menire decât să sperie oamenii. Ori oamenii nu au de ce să se sperie. Suntem din, nu numai de la noi, ci și de la oficiali din structurile internaționale, s-a auzit că România este pe un trend ascendent, are o creștere economică previzionată și pentru anul acesta. Măsurile noastre sunt unele de cumpătare, nu de a-i afecta pe oameni. Urmează să le prezinte Ministerul Finanțelor. După ce le prezintă Ministrul Finanțelor, le analizăm în coaliție și după ce le analizăm în coaliție, venim cu ele la aprobare în guvern.